Deci, încă e soare, e cald. Albinuța a ieșit puțin la zbor. S-a ridicat la 15 grade. Și în continuu aici treaba. Că mai am câțiva stup care nu le-am scos ramele alea în care a fost puiet. Hai să vedem. Hai să vedem, tata, uite ce e aici. 2, 4, 6 rame, mă. Iernez în 6, mă. Nu se poate, mă, așa ceva. 4 rame, ajunge. Dacă asta s-a agitat, mă, mă, vrei spumă? Mă, nu că zrele, mă. A prins și un carton. Dacă aprinde afumătorul, îmi face la un fum aici de... Ia să vedem, 6 rame. Ia să vedem cum stă pe 6. Ia uite cum stă pe 6 rame. Asta e de la de făcea cap de pisică. Uite, e bine așa cum stă? Aoleu, nu se vede nimic. Uite, asta e pe 6 rame. Alții ar fi lăsat-o așa, nu? Hai să vedem. Ia să iau telefonul de aici, că nu prea se vede. Hai să vedem pe aici ce găsim. Ramă ușoară. Posibil a fost puiet aici. Da, și încă mai e puțin pacin. Dar îl scoatem. Uite, e regina pe aici. Uite, mai e puțin puiet aici. N-a bele. Îl scot, n-am ce să-i fac. Îl scot. Cum fac eu acum cu o mână? Hai că încercăm așa cu o mână, că știu, iese filmarea mai bună. Uite, pun folia asta ce-i. Dacă e să cadă albinuță, cade pe folie și după folie o iau ușor. O scutur în stup. Deci aici am regina. Punem așa. Și mergem mai departe. Ia uite, ramă fără miere, bă. Ia. Aici a ieșit puietul. Aici a ieșit. Bun. O să o scuturăm. Mai departe. Ia uite, ramă fără mâncare, dar a fost puiet pe ea. A ieșit puietul. Bun, o scuturăm și pe asta. Mai departe. Să chinuie una să înțepe. Așa. Aici. Nu mai e puie, da? Bun. Nici aici. Și pasta trebuie să o scuturăm. O punem aici. Și prima ramă e cu hrană. E și albinuța acolo. Gata. Pe aia o lăsăm. Am puțină ceară aici. Și aș vrea să o iau. Așa. Hai să vedem ce rame punem pentru cuib așa. Pentru cuib. Ramă bună de ouat. Asta ar merge ultima. Și mi-ar trebui două de centru. Ia să vedem pe aici. Pam, pam, pam. Ce găsim? Asta. Uite, asta îmi place. Asta îmi place. Îl are puțin puiet acolo. Nu vreau pe aia. Punem pe asta. Merge. Uite, o punem pe asta aici. Și mai căutăm una. Aici ce se întâmplă ea? Ar merge asta. Vă ce ziceți? Uite, și cu puțin polenaș. Au, ce frumos. O băgăm pe asta aici. Așa. Și asta, ia stai, și că nu mai știu ce e aici.
Pasta o scutură. Deci o scuturăm și pasta. Bun. Și gata, avem 4 rame acolo, avem 4. Punem diafragma, uite aici. Și nu mai pot să-ți iau telefonul cu o mână, cum scutur eu. Și băgăm aici albinuța toată. Așa. A căzut pe folia asta, hai, stați acolo. Nu vă duceți după stup. Și asta era rama cu regina. Ia să vedem. Mai e aici? O partea asta e. E aici. Hai, mamă, vino cu aici. Pac. Și bagă-te acolo. Gata. Și câteva albinuțe care a căzut pe folie. Și gata. S-a rezolvat. Închidem. Și cam asta a fost. Acum mergem la următorul aici. Dar hai să vedem pe rama asta. Că mai era ceva puiet aici. Ia, cum să ține, bă, tata? Că nu merge. Stai să iau telefonul de aici. Uite așa, am dat și zoom. Hai să vedem puiețelul ăsta, bă, tată. Ia. E varoa sau nu e varoa? Nu e. Tropilines, bă, ia să vedem, mă, e tropilines de la mă aici? Da, bă, tată, ia să ne uităm, mă, zice că să-i dai cu zoom așa. A? Mișcă? Zice că a apărut tropilainsul ăla, bă, tata, ăla depopulează stupii. Ia zice, mișcă pe aici ceva? A? Nu e. Deci nu avem tropilains, ia. Am puietul ăsta aici, mișcă ceva? Uite-mă că n-am varoa, om. Râdea vestes de mine, ce. Tu ai varoa, ai varoa. Bă, dar eu nu știu, mă, în România asta, apicultorii atâta știe să zică, mă, varoa. Ei nu mai știe de altceva, decât varoa e în capul lor, atât. Unde e, mă, varoa? În ultimul puiet, zice. Nu-l lăsa să mai eclozeze, că e plin de varoa. Ia uitați-vă, mă, bine. Mai dați și voi zoom. Mai faceți ce vreți voi și arătați-mi-l și mie unde e. Unde e, bă, tată? A? Arătați-mi și mie un varoa, un tropilines de ăla, arătați-mi ceva. Uite-mă așa pe față. Uite, hai să-l vedem, unde-i? Unde e, bă, tată? Mișcă? Unde e? Păi dacă era varoa, nu mișca, mă? Că acum am scos rama, deci e caldă, e... Uite-mă, ia ziceți. Deci mai terminați odată bâlciu cu atâta varoa. Când i-auzi, dacă e vreunul un apicultor săracu de s-a depopulat stupii, atât știe să zic apicultor. E varoa, e varoa. E temă că nu-i varoa. Na, în ultimul puiet, mă, păi nu trebuia să fie în ultimul. Ca așa speculează toți. În ultimul puiet, tată,
Deci e varoa zdravă de tot. Uite-mă că nu-i dă loc, mă, m-ați făcut să o omor albinele astea degeaba. Ia, o fi pe partea asta. Uite-mă că aveam și un puie de trântură aici, îl vedeți? Uite ăsta, uite ăsta, ăsta, ăsta. Ia, o fi aici. În trântură aici, zice că stă, ia. Aveam un trântor așa aici, ia zi tata. Ai varoa? N-ai varoa. Au, săracu, i-am băgat. După ceafă i-am băgat furculița asta. Ca Vlad Țepeș. Ia. Ia ziceți. Mă, voi vedeți ceva? Dați-mă zoom, bă, tată. Dați-i voi zoom. Dar voi știți, când faci treaba asta așa cu furculița, trebuia să miște, frate, el dă să fugă, să... Unde e? Mă, niciunul n-am, bă, tăticule. Niciunul, bă. Ia ziceți. Să nu mai vă audă varoa, că... E o mare minciună. Păi când scoți așa trebuia să fie varoa, tată. Deci de populare asta. Uite unul aici, a? Ăsta e, mă. Ia, ia, ia. Uite că am găsit unul. Aveam și eu unul de prăsiră. Îl vedeți, mă? Uite. Au ce suge din hemolimfa acolo. Eh, aveam și eu un varoa, mă. Pentru ăsta, mă. Pentru ăsta ați făcut atâta gură, mă. Ia, uite și o albinuță. Na. Unde e varoa? Unde e varoa? Nu e, bă, că era un varoa, doi. Mă, doi trebuie să rămână. Știți din ce cauză? Păi trebuie să ai o pereche acolo. Păi altfel cum să mai mulțe și ei săraci? Dar trebuie să rămână vreo doi. Acum a spus de ei, am spus pe ăștia doi. Și ce mă fac? Am rămas fără varoa. M-a spus de ei, am spus pe ăia acolo. Gata, m-am lămurit, nu e nicio problemă cu varoa acum. Hai să vedem aici, avem cuiet, nu avem cuiet, hai să vedem care e treaba. Pregătim de ea, nu, tată, ia. Știți ce stup e ăsta? Canadianul. Ia să vedeți cum a rămas canadianul. Eu deja i-am lăsat aici, deci o ramă bună de iarnă. De iernat. Asta ar fi, cred că, ultima care o pun. Ia să vedem aici. Uite, asta are puțin polen și o las de cuib. Deci avem două rame. Și hai să vedem ce e pe aici. Uite, s-a cam depopulat canadianul. Asta are regina de schimb liniștit. Asta trebuie scoasă. Ia, hai să o scoatem aici. Mai departe. Da, nu înțepați, stați acolo. Aici. Aici și puietul. O scoatem. O scoatem și pe asta. E miere puțină. Mai departe. Aici mai e puie de bătat. Dar așa că am scoat-o și asta e ce se... Ia. Regina nu o văd. Ar trebui să fie marcată. Ia. Hai mai departe. Și asta trebuie să o scoți. Dar nu-i regina, bă, ta. O fi apă undeva, dar n-am văzut-o eu. Deci asta trebuie scoasă. Care hrană puțină. O fi fără regina, nu? Bă, ce ziceți? Că nu băzeau și ele aici deloc. Ia să vedem. Hai, o fi pe prima rama. Ia.
Nu se vede nici aici. Nu mai știu pe care am zis că o las pe asta. Nu, asta am zis că o scutur. Am aici. Deci, am zis că eu las pasta de cuib așa. Una. Așa. Mai caut una de cuib. Eu bag pasta. A fost niște puiet aici, dar trebuie să-l scot. O să curețe el aici. A fost o ramă care am scos-o mai de mult și uite, puietul s-a uscat aici. Repară el aici, dar eu știu, mai repară. Mai poate să repare acum? Nu prea crede. Asta e. Vede, ciofi, ciofi. Vreau câteva celule pe aici. Bun. Scuturăm. Ce ziceți, mă, mai repară? Are putere acum, în perioada asta, să mai repare celulele astea? Că am descăpăcit eu aici? Sau nu? Ce să-i fac? Asta o am și eu, ramă asta. Ia. Mă, ca greu e să albinele astea de aici, mă. Ele cum ori putea să le scoatăm? Hai, las-o așa. Bun. Deci asta, o băgăm aici de cuib. Și pasta lantă de margine. Asta de margine, uite, vă place? Cam așa. Diafragma. Și scuturăm aici tot. Mi-am aș uitat de regina aia. Am regina sau nu am regina? Știți că albina este, dar s-au strâns așa ciucuri, uite. S-au strâns așa una peste alta asta. Bun. Următoarea, uite, asta e aia care mai are puțin puiet. Păi n-ar trebui să fie regina aici, dacă mai are puțin puiet. Păi ea stă pe lângă puiet, pe aici. Ia. Și pe partea asta. Dar parcă nu m-aș lăsa, mă, fără să o văd. Unde să fie? Stea ascuns așa. Chiar nu este.
nu e, bă, tăte. Nu trebuia să stai pe puieta aceea. Cine știe, nu mai fi avut marcajul ăla pe aia. De-aia nu o văd. Uite, stă îngrămădit așa una peste alta, pe eu cum s-o văd aici dacă stau așa ciucure. O să vedem. Nici aici nu se vede. Asta e. Nu se vede. Astfel îl notez și mă uit eu mâine să vedem. Stau liniștite, nu stau. Vedem care e treaba. Gata și asta. 4 rame tot. Atât. Băi, mai filmez, nu mai filmez, cam asta e activitatea, că vreau să-i termin și eu, că mai am aici câțiva cu folie. Și pe urmă se înserează, să face frig și mi-e mai greu cu filmatul. Mi-e mai greu că, uite, asta nu era o rame să rămână în cuib. Uite câtă hrană avea pe ele, mai fost nițel puiet pe aici. A eclozat puietul și uite, poftim, uite, aici mai avea o celulă de puiet. Uite, acolo era mai mult puiet. Ia. Cum să fi lăsat eu ramele astea? Uite. Poftim. Trebuie să scot acolo. Să descăpățesc. Ați văzut, varoa nu era, cât am văzut un varoa în tot puietul. Bun, cam atât. Sănătate și numai bine.